Iubiți credincioși, dragi ascultători ai postului de la Mărenașterea, astăzi este pentru noi o zi de sărbătoare. După cum bine știți, în preasfinția sa, împlinește 30 de ani de arhierie. Și întotdeauna, în preasfințitul Andrei, mitropolitul nostru, a fost un om al Scripturii. Întotdeauna îl veți vedea oriunde merge, oriunde vizitează ceva, oriunde propovăduiește, întotdeauna are cu dânsul Sfânta Scriptură, vorbește din Sfânta Scriptură. Și este un mare har ca în această perioadă, alături de dânsul și cu binecuvântarea dânsului, să putem să ne strângem în jurul Sfintei Scripturi și să citim textul Sfintei Scripturi și să medităm la el. De aceea îi mulțumim lui Dumnezeu și ne rugăm pentru înalt preasfinția sa, ca Dumnezeu să-i dea multe zile încă și să-i dea multă sănătate. De asemenea, suntem în cadrul unui studiu în care îl avem prezent permanent și pe Părintele Stelian. La ora aceasta dânsul conferențiază în Israel. De aceea astăzi îl înlocuiesc eu. Și ne apropiem de una din părțile cele mai frumoase ale cărții Faptele Apostolilor. Este vorba de ultimul mare paragraf, să spunem așa, care începe cu arestarea Sfântului Apostol Pavel. Poate ne surprinde că și Sfântul Apostol Pavel, omul care a adus multe suferințe bisericii la începuturile lucrării sale, a ajuns și în acest moment, noi așa, pentru a șasea oară, să fie arestat, să fie bătut. Cel puțin în relatarea pe care ne-o dă Sfântul Apostol și Evanghelist Luca în Faptele Apostolilor. Vom vedea de ce a șasea oară. Această arestare a Sfântului Apostol Pavel se suprapune în relatarea Sfântului Evanghelist Luca cu arestarea Mântuitorului. Vedeți, când Mântuitorul a fost arestat, a fost arestat nu de niște atei, nu de niște oameni străini de casa lui Dumnezeu, ci din potrivă de cei mai religioși oameni. Asta ar trebui să ne ridice nou un semn de întrebare vis-a-vis de ce înseamnă un om religios cu adevărat. Și ce pericole există în momentul în care îți trăiești religiozitatea ta ca o formă de religiozitate și nu ca o relație cu Dumnezeu. De foarte multe ori, religiosul devine mai important decât Dumnezeu. Și atunci ajungem în situația celor care au fost și în vremea Mântuitorului să-L dea deoparte pe Dumnezeu, chiar să-L ucidă pe Dumnezeu. De aceea, Sfânta Scriptură alege din istorie toate aceste evenimente, toate aceste momente, ni le așează în Sfânta Scriptură pentru ca noi să vedem această istorie sfântă și să ne oglindim în ea. La fel au făcut și Sfinții Părinți. S-au raportat la Sfânta Scriptură. Au vorbit din Sfânta Scriptură, dar mai mult decât atât, au încercat să trăiască Duhul Scripturii, Duhul relației cu Dumnezeu. De aceea, ceea ce dorim să facem și astăzi este să intrăm în acest text, nu vom parcurge multe versete, dar vreau să vedem ceea ce este acolo în text, în spatele cuvintelor. De ce spun în spatele cuvintelor? Pentru că noi, în Faptele Apostolilor, suntem într-o narațiune istorică. O narațiune care cuprinde viața Bisericii, parte din viața Bisericii de la început. Și chiar dacă narațiunea vorbește, am văzut anterior în Faptele Apostolilor despre Sfântul Apostol Petru, sau despre Sfântul Apostol Pavel, sau despre alți apostoli, personajul principal în text este Dumnezeu. De aceea noi trebuie să deslușim modul în care Dumnezeu se raportează la toate evenimentele descrise. Modul în care Dumnezeu dorește să-L învețe pe Sfântul Apostol Pavel ceva prin arestare, prin judecarea sa. De aceea,
vom apela la context ca să înțelegem mai bine textul de astăzi. Și să ne aducem aminte puțin de textul pe care Părintele Stelian l-a parcurs împreună cu dumneavoastră și ne întoarcem puțin în capitolul 21, înainte de versetul 27 și aș citi puțin contextul ca să ne aducem aminte de tensiunea, de frământarea care există în text. Se termină cea de-a treia călătorie misionară a Sfântului Apostol Pavel. A stat câțiva ani la Efes. A trecut și în Grecia. Și s-a întors înapoi prin Milet. Știți, cuvântarea de la Milet pentru cei veniți, pentru preoții, biscopii veniți din zona Efesului, cuvântarea de rămas bun pe care o rostește Sfântul Apostol Pavel, după care ajunge înapoi și suntem în prezența Sfântului Apostol Pavel împreună cu ucenicii săi la Ierusalim. La Ierusalim a venit în prezența mai marilor biserici de atunci și ne spune textul așa. Și sosind noi la Ierusalim, frații ne-au primit cu bucurie. Vedeți, nu este vorba doar de ierarhia bisericii, ci este vorba de ierarhia bisericii împreună cu toată biserica. Da? De aceea textul spune, frații ne-au primit cu bucurie. Iar a doua zi, Pavel a mers cu noi la Iacob. Și au venit acolo toți preoții. Vedeți folosirea acestui pronume personal noi, la persoana întâia plurală. Sfântul Evanghelist Luca este și el prezent acolo. Este integrat în acțiune. Deci a doua zi, Pavel a mers cu noi la Iacob. Iacob acesta este fratele Domnului. Deci, probabil Părintele Stelian exista puțin pe relația dintre Iacob și Mântuitorul, respectiv importanța preoților acestui de biserică în acel context. Și după ce i-a îmbrățișat, le-a povestit cu deamănuntul cele ce a făcut Dumnezeu între păgâni prin slujirea Lui. Iar ei, auzind, îl slăveau pe Dumnezeu și i-au zis, vezi, frate, câte mii de iudei au crezut. Și aici vedem o contradicție, cel puțin, în relatarea textului. Nu în sensul că textul se contrazice, ci Sfântul Apostol Pavel a făcut misiune între păgâni, iar problema pe care ei observă, vis-a-vis de convertirea păgânilor, ei îl laudă pe Dumnezeu, dar problema care se ridică este de frații iudei, care s-au convertit la creștinism și spun cei din Ierusalim, Iacob, împreună cu preoții, următorul lucru. Și toți aceștia, toți iudeii convertiți, sunt plini de râvnă, nu pentru Hristos. Și aici textul ridică o frământare pe care vreau să o înțelegem astăzi. Zice, pentru lege. Și ei au auzit despre tine. Și uitați-vă ce au auzit acești iudei care erau în Ierusalim, probabil și alții iudei din diaspora, despre lucrarea pe care a făcut-o Sfântul Apostol Pavel printre păgâni. Ei au auzit despre tine că pe toți iudeii care trăiesc printre păgâni îi înveță să le vede de Moise. Un neadevăr. Niciodată Sfântul Apostol Pavel nu a venit să le spună simplu, lepădați-vă de legea lui Moise. Nu. Ci l-a spus întotdeauna, dacă ne uităm cu atenție în epistolele sale, dacă ne uităm cu atenție în faptele apostolilor, el a vorbit despre faptul că legea lui Moise s-a împlinit în Hristos. Toate prevederile legii, toate ritualurile legii lui Moise sunt doar o umbră a realității care era Hristos. Și v-am mai spus și altă dată când am fost în mijlocul dumneavoastră, imaginați-vă că vă întâlniți cu o persoană și vedeți umbra. Nu ar fi o nebunie să salutați umbra când persoana e de față și să vorbiți cu umbra. La fel a fost și cu prevederile legii. Toată legea lui Moise a fost o prefigurare, a vorbit despre Hristosul care trebuia să vină. Dar era doar o umbră a realității. Și ei au spus, schimbând puțin nuanțele, că Sfântul Apostol Pavel îi învață pe iudeii dintre care locuiesc în diaspora, între păgâni, să se lepede de Moise. 2. Spunându-le să nu-și taie împrejur copiii. Lesterea împrejur, în contextul vechiului legământ, însemna intrarea în relație cu Dumnezeu, însemna acel,
acea mărturie vie că acel prunc este în poporul lui Dumnezeu. Cel care nu era creat împrejur n-avea dreptul să intre în prezența lui Dumnezeu. N-avea dreptul să participe la ritualul. Aduceți-vă aminte doar de pruncul lui Moise. Când Moise este chemat în slujire de către Dumnezeu și Moise merge spre Egipt după ce a acceptat marea însărcinare. Și pe drum vine Îngerul Domnului să omoare pe copii. Pentru că nu era tăiat împrejur. Și se fora repede. Iau, iată, îl tăia împrejur pe copil. Și mânia lui Dumnezeu se potolește. Dumnezeu, vedem cel puțin în cartea Ieșirii, că nu acceptă compromisul în ceea ce privea semnul legământului cu Dumnezeu. Și dintr-o dată ce observă? Că acuza adusă Sfântului Apostol Pavel era tocmai aceasta. Copiii să nu mai fie tăiați împrejur. Niciodată Sfântul Apostol Pavel nu a pus un asemenea accent. Dar vom vedea când vom ajunge în epistola către Galatei ce accent a pus Sfântul Apostol Pavel. În momentul în care s-a spus nu este nevoie de Hristos, ci ajunge doar tăierea ca să ai parte de binecuvântările lui Dumnezeu. Sau dacă ai intrat în relație cu Hristos ca să te poți mântui, nu este suficient, ci trebuie să te întorci înapoi la semnul vechiului legământ. De ce? Pentru că au fost 2000 de ani de binecuvântare dată de Dumnezeu în mijlocul poporului Israel. Nu ai putut șterge cu buretele. 2000 de ani în care Dumnezeu a lucrat, începând cu Avram până la Hristos. Lucrurile au fost tensionate și trebuiau bineînțeles. A treia acuză spune că Apostolul Pavel i-a învățat să nu umble după datii, după tradiții. Într-adevăr, vom vedea în epistola Sfântului Apostol Pavel către Coloseni raportul acesta dintre tradițiile omenești, tradițiile pământești și tradiția care este Hristos. Este un lucru foarte important, dar vreau să înțelegem mai bine doar atunci când ne apropiem de epistola către Coloseni acest lucru. Deci, ce e de făcut? Observați, oamenii din biserică, preoții din biserică, ierarhia bisericii din Ierusalim, s-a frământat cu această întrebare. Ce e de făcut? Fără îndoială, spun ei, că mulțimea trebuie să se adună. Era vorba de sărbătoarea Ierusalimilor, sărbătoarea Cincizecimii, care era foarte importantă pentru iudei, da? Fiindcă vor auzi că ai venit. Și cu acea ocazie vor vrea să-l vadă pe Sfântul Apostol Pavel. Și uitați-vă ceea ce-i propun ei. Așadar, fă ce-ți spunem noi. Noi avem 4 bărbați. Era vorba de 4 creștini iudei, care au asupra lor o făgăduință. Ia-i pe aceștia, curățește-te împreună cu ei și plătește-le tu cheltuielile pentru ca ei să-și radă calculul. Trebuia să plătească jertfa pe care ei o aduceau. Și toți vor cunoaște că din cele ce au auzit despre tine, nimic nu este adevărat, ci că tu însuți umbli după lege și o asculți. Atunci, Pavel, spune textul, luându-i cu el pe bărbații aceia, s-a curățit împreună cu ei. Deci face un ritual al legii lui Moise. Și ne întrebăm dacă este sau nu un compromis. Dacă citim epistola către evrei, autorul epistolei către evrei spune foarte clar, fără nici o putință de tăgare, cine se întoarce înapoi la lege, calcă, de fapt, acea relație vie cu Dumnezeu, care este în Hristos. Pentru că te întorci la umbra lucrurilor care vorbesc despre Hristos. Neci lucrarea lui Hristos. De aceea, când suntem în fața unui asemenea text, din epistola către evrei și din faptele apostolilor, trebuie să învățăm foarte bine cum să punem, să așezăm la oaltă textele, pentru că Dumnezeu niciodată nu se contrazice. Și textele nu se contrazic. Și le spune în continuare că a intrat în templu să aducă la cunoștință împlinirea acelor zile de curățire, când anume să fie adusă ofranda pentru fiecare dintre ei. Și de aici începe textul nostru. Și de aceea vreau ca să mergem puțin în context, să înțelegem câteva adevăruri înainte de a intra în text. Ce se întâmplă? Suntem în contextul în care Sfântul Apostol Pavel merge la Ierusalim. Ce era la Ierusalim? Era singurul, unicul loc de închinare al evreilor.
Ei n-aveau voie să aducă jertfă undeva în lume, în altă parte, decât la Ierusalim. Singurul loc de jertfă era templul din Ierusalim. Se puteau strânge în sinagogi, se puteau strânge pentru rugăciune, se puteau strânge pentru citirea cuvântului, dar la Ierusalim, la templu, era singurul loc unde se puteau aduce jertfele care erau pentru iertarea păcatelor. Dacă vroiai ca păcatele să-ți fie iertate, trebuia să aduci jertfe după lege. Și trebuia să vii la Ierusalim, la templu. Nu era altă posibilitate de iertare atunci. Sfântul Apostol Pavel, când se îndreaptă în a treia călătorie misionară spre Ierusalim, are de câteva ori oameni din jurul său ridicați de Dumnezeu, care l-au atenționat despre ce anume se va întâmpla la Ierusalim. Prorocul Agav, fiicele lui Filip, care au profețit, toți au vorbit despre faptul că Sfântul Apostol Pavel va îndura suferințe, va fi prins, va fi închis, va fi bătut la Ierusalim. Și intervine Dumnezeu. Și Dumnezeu îi spune Sfântului Apostol Pavel să meargă mai departe. Dar nu plopică. Și ne întrebăm de ce face Dumnezeu aceste lucruri de multe ori. Ne spune ce anume se va întâmpla din anumiți oameni. Suntem conștienți că urmându-L pe Hristos vom avea de suferit. Trăind ca Hristos vom avea de suferit în această lume. Și cu toate acestea, Dumnezeu nu ne obligă să-L urmăm, dar ne încurajează. Sfântul Apostol Pavel, când era vorba de alții, a vărsat lacrimi. Dacă citim doar capitolul 20, vom vedea cum vorbește despre toată lucrarea pe care El a făcut-o în Efes. Faptul că a stat 3 ani de zile, zi și noapte, și a plâns cu lacrimi pentru cei pentru care a lucrat acolo. I-a propovăduit. Pentru problemele lor. Pentru nevoi lor. Dar nu-L vedem vreodată pe Sfântul Apostol Pavel, când este conștient ce-L așteaptă la Ierusalim, să se plângă de propria viață și de ce anume urma să frunte în viața sa. El niciodată nu s-a autocompătimit. De aceea învățăm o mare lecție aici. Întotdeauna lacrimile autocompătimitoare stropesc, calcă în picioare voința aceea de a duce la bun sfârșit sarcina credințată de Dumnezeu. Poți să-i ajuți pe cei de lângă tine. Să plângi pentru ei. Dar învață să nu plângi pentru tine. Pentru că asta îți anihilează puterea de a asculta pe Dumnezeu. Puterea de a merge mai departe. Dumnezeu creează întotdeauna contextul în viață pentru ca jertfa și comportamentul nostru să fie voluntare. Vedeți, nu-L obligă pe Sfântul Apostol Pavel. Îi spune care este chemarea. Și de aceea Sfântul Apostol Pavel știe greutățile prin care va trece în Ierusalim, dacă va merge acolo, și cu toate acestea alege să meargă. Este vorba de o decizie voluntară a Sfântului Apostol Pavel. Și Dumnezeu apreciază astfel de jertfe din partea noastră. Dacă ești obligat de Dumnezeu, ar fi una. Dacă o faci din liberă alegere, conștient fiind de ce te așteaptă, este cu totul altă. Și Dumnezeu niciodată nu obligă pe cineva. Dumnezeu niciodată nu te strânge la colț ca să iei o anumită decizie. Și Dumnezeu îți dă libertate ca tu să poți să iei acea decizie conștient și liber. Și în acest context ajungem la tema pe care o ridică textul nostru. Ce legătură este între Evanghelia Mântuitorului, Evanghelia lui Hristos și respectul față de conștiința omului? Ce vedem la Ierusalim este o răzbeliță a oamenilor religioși. Acești oameni vor pune mâna pe Sfântul Apostol Pavel, îl vor bate, îl vor trage pe scări, aproape să-l omoare. Și vom vedea, nu este prima dată când se întâmplă acest lucru. Trebuie să intervină armata romană și îl salvează din mâinile lor. Și chiar când îl duc sus pe scări, spre fortăreața Antonia, care era colț, în colțul templului,
Ei nu pot să-l ducă în fiind Apostolul Pavel francat de către soldat. Și trebuie să-l ridice pe sus. Pentru că evreii erau atât de înverșunați pentru ceva și vreau să-l omoare pe Sfântul Apostol Pavel. Vom vedea că acest gest al evreilor religioși, al oamenilor religioși de fapt, este asemănător cu acela al acelor păgâni din templul zeiței Diana din Efes. Aduceți aminte în Fapte 19, când se strânge la provocarea lui Dimitrie, argintarul, toată cetatea. Și au strigat câteva ceasuri, mare este zeița noastră Diana, mare este zeița noastră Diana. Și acest om care propovăduiește împotriva zeităților, trebuie de la Dida, trebuie omorât. Toată cetatea a murit. Ce vedem este că și în cazul celor de la Ierusalim se întâmplă același lucru. Și asta ne ridică o mare întrebare. De ce omul religios ajunge să acționeze la fel ca un păgân? Mai rău decât un păgân. Pentru că de la un păgân n-ai pretenții să-l cunoască pe Dumnezeu. Dar de la un om religios ai. De ce ajungem noi să răspundem așa cum răspund cei care nu cunosc pe Dumnezeu? Ce se întâmplă? La această frământare răspunde textul. Ce vina îi găsesc Apostolului Pavel? Vina că a profanat templul, că a intrat și imediat vom vedea ce înseamnă a aduce un păgân în curtea destinată lui Israel. Exista la templul din Ierusalim o curte a neamurilor. Și aș vrea să priviți puțin schematic ce se întâmpla la Ierusalim. Imaginați-vă că acesta este templul și aici este Sfânta Sfintelor. În Sfânta Sfintelor nu putea pătrunde niciun levit, niciun preot veterotestamentar, nici unul măcar. Ci doar marele preot, doar arhiereul putea pătrunde și nu în orice zi, ci doar într-o singură zi anului, în ziua ispășirii. Când aducea o jertfă de sânge pentru toate păcatele mărturisite la templul de-a lungul anului. Și atunci, prin jertfa adusă, se curățau toate păcatele care erau acolo pe templu, prin mărturisire. Sfânta Sfintelor era îngrădită pentru ceilalți. Deci numai arhiereul, numai cel care putea intra în prezența lui Dumnezeu, cel care era mai sfânt decât toți. În Sfânta, unde era masa pentru punerea pâinilor, celor 12 pâini care simbolizau semințiile lui Israel și era acel lamp adar imens, cu 7 brațe care lumina, erau ochii lui Dumnezeu care vecheau peste pâinile acelea, peste viața lui Israel. Acolo puteau intra doar preoții ca să schimbe uleiul, ca să aducă pâinile. Dar nu puteau leviții. În curtea templului avem marele altar pe care se aduceau jertfele. Și avem un mare ghean cu apă în care ei se spălau după aducerea jertfelor. Vedeți, totul este o prefigurare a lui Hristos. Jertfa treci pe urmă pe la acel mare bazin cu apă ca să poți să intri în prezența lui Dumnezeu. Se suprapune exact peste împlinirea în Hristos a realității apropierii noastre de Dumnezeu. Când vii la Dumnezeu, când intri în prezența lui Dumnezeu, intri în baza lucrării jertfei lui Hristos. Și care este primul act liturgic care se face pentru cel care intră în prezența lui Dumnezeu? Taina Sfântului Botez. Apa. Intri prin apă. Ca să poți intra în prezența lui Dumnezeu. Vedeți? În curtea templului, acolo se aduceau jertfele. Acolo erau leviții. Și leviții luau din partea celor care veneau să-și mărturisească păcatele aceste jertfe. Dar nici unul care nu era din seminția aronică, din seminția preoțească, adică nu era levit, nu era preot, nu era
din familia arhiereului nu avea voie să intre în curtea templului. Dincolo de această curte a templului, era o curte a lui Israel. Curtea poporului era și o curte a femeilor din Israel. Și orice israelit care venea la templu putea intra doar în acea curte. Dar nimeni dintre neamuri nu avea voie să intre în acea curte. Și Sfântul Apostol Pavel este acuzat că a adus în această curte a templului un păcat. Acest lucru însemna profanare. Acest lucru însemna că întregul templu trebuia resfințit. Era o problemă foarte serioasă. De aceea, acum, putem intra să înțelegem puțin nuanțele pe care le găsim în text. Și când era să se împlinească cele 7 zile de curățire a celor 4 iudei credincioși. Și Sfântul Apostol Pavel a plătit pentru jertfa care se aducea pentru ei. Zice, iudeii din Asia, vedeți, nu cei din Ierusalim, ci din Asia, din zona Efesului, văzându-l în templu, deci în curtea aceea a israeliților, au întărâtat toată mulțimea și au pus mâna pe el, adică pe Sfântul Apostol Pavel. Era vorba de iudeii veniți, spuneam, la sărbătoarea husarilor, și era a 6-a oară când Sfântul Apostol Pavel pică în mâna acestor iudei din diaspora necreștini. Odată am văzut în Listra că este bătut cu pietre Sfântul Apostol Pavel. Fapte 14-19. Pe urmă este arestat în Filipii. Știți, o noapte petrece acolo. Știți ce se întâmplă în temnița din Filipii. Pe urmă, în Tesalonic, iarăși este bătut cu pietre. Pe urmă, în Berea, după ce Sfântul Apostol Pavel ajunge acolo, iarăși vin iudeii și întărâtă toată mulțimea credincioasă din Berea. În Efes, am relatat puțin evenimentul generat de arhitarul Tertulian. Și acum suntem în Ierusalim. De fiecare dată omul lui Dumnezeu a fost bătut. Aproape mort. Bineînțeles că se ridică o întrebare aici. De ce a permis Dumnezeu acest lucru? Pentru ca omului Dumnezeu, așa, marele și Sfântul Apostol Pavel, atunci când duce Evanghelia până la marginile lumii, să fie trecut prin atâta suferință. De ce era nevoie de atât de multă bătaie pentru Sfântul Apostol Pavel? Și textul încearcă să ne răspundă la această întrebare. Uitați ce-au strigat acei oameni care l-au prins pe Sfântul Apostol Pavel. Bărbații străiniți, dați ajutor! Acesta este omul care pe toți, de pretutinde, îi învață împotriva poporului. Împotriva poporului lui Dumnezeu, da? Împotriva legii lui Dumnezeu și a locului acestuia, adică a templului. Ba și încă și Elie a adus în templu și a spurcat acest loc sfânt. Vă dați seama că atunci când a fost cucerit, dacă citiți cărțile Macabeilor, atunci când a fost cucerit Ierusalimul și Pompeia a intrat cu armatele romane, s-a lovit de rezistența tuturor israeliților, de la oameni bătrâni până la copii. Și peste cadavrele tuturor a intrat până în și când a ajuns în Sfânta Sfintelor, a dat perdeala la o parte, vroind să vadă ce fel de zeitate au acești oameni pentru care își dau viața cu toții. Și când a deschis perdeaua, n-a văzut nimic. Pentru că Dumnezeul lui Israel era un Dumnezeu nevăzut și niciodată n-au avut o reprezentare. Putea să vadă doar chivotul cu 2 îngeri care păzeau cu aripile lor locul prezenței lui Dumnezeu. Așa și acum au văzut un om care a spurcat templul, care a profanat templul. Ce de făcut? Legea lui Dumnezeu spunea foarte clar. Când un astfel de om face un astfel de gest, trebuie ucis
Și oamenii au ascultat de lege. Erau poporul lui Dumnezeu. Erau oameni religioși. Și țineau foarte mult la locul lor de închinare. Îi putem acuza. Puneți-vă în locul lor pentru o clipă. Ați crede minciunile spuse de alții. Și ați auzit acest lucru. De aceea tot Ierusalimul se ridică. Vine! Ceva s-a întâmplat la templu. Era o mare problemă. Spuneam că neevreilor le era permis sau nu le era permis să intre în curtea templului. În același timp, ei aveau o curte a lor. Uitați-vă cum continuă versetul 29. Că ei îl văzuseră mai înainte în cetate, nu în templu, în cetate, pe Trofim, Efesian, împreună cu Apostolul Pavel și credeau că Pavel l-a adus în templu. Observați ce nuanță. L-au văzut, dar nu în templu. Și au crezut doar că, sigur, l-a adus în templu. Vedeți cum se propagă un adevăr. Și ce isterie se construiește pe un neadevăr, pe lucruri aproape adevărate, dar nu adevărate 100%. Pe niște bănuieli, pe niște presupuneri. Și tot Ierusalimul a fost în flăcări. Și-au vrut să ucidă un om. Și s-a mișcat, spune textul, toată cetatea. Și s-a făcut adunare de popor. Și punând mâna pe Pavel, l-au tras afară din templu, din curtea aceea a iudeilor. Unde? În curtea neamului. Și îndată au venit leviții și au închis porțile. De ce? Pentru că templul devenea îngărit și trebuia sfințit dacă intra un păgân. Dar când căutau ei să-l omoare, vedeți, Dumnezeu așteaptă puțin. Dumnezeu putea interveni imediat. Nu așa și în cazul lui Pilat. Pilat îi spune lui Iisus că are puterea de a-l elibera. Și Iisus zice, ți se dă de sus tot ce ai de făcut. Dacă Dumnezeu ar vrea să mă elibereze acum, i-ar trimite de 12 legiuni de îngeri. N-ar fi nicio problemă. Vedeți, Dumnezeu așteaptă puțin. Îl lasă pe Sfântul Apostol Pavel în vâltoarea aceea suferinței. Până când ajunge vestea la comandantul cohortei, cum că tot Ierusalimul s-a tulburat. Mai sus de templu era fortăreața Antonia, spuneam, era o garnizoană romană. Evreii au fost foarte supărați. În anul 31, înainte de Hristos, Irod cel Mare construiește acea garnizoană în cinstea lui Antonius, care era comandant de poștă. Totdeauna Irod cel Mare era Irod Idumeul, era Edomit, nu era israelit. Irod cel Mare care a ucis pruncii în timpul căruia s-a născut Iisus. Ei, anul 31 înainte de Hristos, da, el a construit această garnizoană exact la colțul templului. Imaginați-vă că de fiecare dată când iudeii veneau la templu, pe garnizoana aceea romană, vedeau stearurile romane. Vedeau acvila romană. Și evreii erau foarte înfuriați. Pentru că exact lângă locul lor, cel mai sacru, era prezența acestor păgâni. Dar legea de atunci era permisivă pentru evrei. Ei puteau ucide pe cineva dacă acel om călca legea. Aveau sinedul care opera prin proces, dar am văzut ce însemna un proces în cazul lui Iisus. Un proces nedrept în care toate acuzele au fost mincinoase. Întrebarea este, ce face un creștin când este acuzat de aceleași oameni? Și el aude că a fost doar tulburare în Ierusalim. Și pentru că el răspundea direct în fața împăratului roman, vine să vadă care este problema. Acela luând îndată oștenci și sutași, a alergat la ei. Iar ei, văzând pe comandant și pe ostași, au încetat să-l mai bată pe Pavel, ne spune textul. El vine cu 100 de soldați. Atunci comandantul s-a apropiat, a pus mâna pe el și a poruncit, vedeți aici se plinește prorocia pe Agav, să fie legat cu două lanțuri, de mâini și de picioare, spune Agav. Și a întrebat, cine este el și ce a făcut? Dar când căutau ei să-l omoare, a ajuns veste, am citit acest text, da? Iar în mulțime, unii strigau una, iar alții strigau
câștigau alta. Și neputând el să cunoască adevărul din pricina zarvei, din pricina isteriei, a poruncit să fie dus în garnizoană, în tabăra romană, în garnizoană. Iar când a ajuns la treptele de lângă templu care urcau în garnizoană, a trebuit să fie purtat pe sus de ostași din pricina întărâtării mulțimii. Că mulțime de popor mergeau după el și strigau: omoară! 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 Imaginați-vă, mii de oameni. Doamne, aș vrea să înțeleg inima Sfântului Apostol Pavel în acele momente. Doamne, m-am întors la tine. Mi-am pus viața în mâna ta. Te-am urmat oriunde mi-ai spus. Am suferit mult. Dar, Doamne, de ce acum și aici, încă o dată? Și Sfântul Evanghelist, prin acest detaliu al strigătului oamenilor, ne spune că pe Sfântul Apostol Pavel Dumnezeu îl aduce să trăiască experiența pe care a trăit-o însuși. Răsignește. Omoară. Când Dumnezeu ne iubește, ne poartă pe urmele pașilor Săi. Și urmele pașilor Săi nu ne duc direct în duminica mie, ci înainte de a ajunge la duminica ei ne duc prin vinerea patimilor, prin vinerea durerii. De ce? Pentru ca să-L cunoaștem mai bine pe Dumnezeul care a trecut pe noi și care ne-a mântuit, care ne-a iubit. Să înțelegem că, deși eram noi păcătoși și oameni răi care strigam împreună cu toți ceilalți, răstignește! Eu ne-ai iubit. Și ce avea de învățat și Sfântul Apostol Pavel? Exact ce spune Mântuitorul pe cruce. Tatăl, iartă-i, că nu știu ce. Mii de oameni să strige: omoară! 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 Pentru ce? Pentru că îl urmezi pe Hristos. Da. Te identifici. Și când acela a vrut să ducă în tabără, Apostolul Pavel are puterea de-i zice tribunului: îmi este îngăduit să spun ceva. Și tribunul este surprins pentru că Sfântul Apostol Pavel nu vorbește în aramaică, așa cum vorbeau iudeii, ci vorbește în greacă. El n-a știut cine e Apostolul Pavel și este plăcut surprins. Zice: știi greacă? Și îi pune o întrebare: nu cumva ești tu oare egipteanul care mai zilele trecute s-a răsculat și i-a scos în pustiu pe cei 4.000 de ucigași? Dar a fost o răzbiniță în Ierusalim. Era un om din Egipt care s-a pretins a fi Mesia și pe atunci oricine care se credea Mesia era urmat. Nu-i așa? Ne spune Hristos, zice, mulți vor veni și vor zice că sunt Mesia. Dar numai atunci și astăzi. Și oamenii îi vor urma, pentru că oamenii au nevoie de persoane harismatice, oamenii au nevoie de persoane care să le spună ce au de făcut și ce nu au de făcut. Și totdeauna îi vor considera oameni providențiali pe aceia ce vor urma. Și acestea aduce la Ierusalim, spunând că va elibera Ierusalimul de romani. Și intră în Ierusalim. Și armata romană înfrânge acea răscoală și scapă liderul lor. Și acum vă dați seama, acest comandant, eu nu știu ce se întâmplă, îl aude că vorbește grecește și imediat face legătura cu cel care i-a răzvrătit pe toți ceilalți. Și zice: nu cumva tu ești acel egiptean.
seama în ce situație era Sfântul Apostol Pavel. Comandantul se bucura că în sfârșit a pus mâna pe acel egiptean. Putea fi înaintat în grad. Spre surprinderea lui sau poate spre tristarea lui, nu era acel egiptean. Și Pavel spune clarament: eu sunt iudeu din Tarsul Ciliciei, cetățean al unui oraș care nu este neînsemnat. Te rog, dă-mi voie să vorbesc poporului. Și dându-i se voie, Pavel a stat în picioare pe trepte și a făcut poporului semn cu mâna. Vedeți, nu i-a spus comandantului: du-mă repede! Ascunde-mă! Păzește-mă! Ce a avut curajul de a-i confrunta pe cei care l-au bătut. Și uitați-vă ce ne spune textul. Și a făcut omul și s-a făcut o mare tăcere. De ce s-a stins puterea celui care vrea să-l ucidă pe omul lui Dumnezeu? Pentru că omul lui Dumnezeu are puterea de la Dumnezeu de a-l confrunta. Și Sfântul Apostol Pavel nu le-a spus ceva de rău, ci le-a spus ceva de bine. I-a spus cu alte cuvinte că iubește. Dar detaliul acestei cuvântări îl vom vedea data viitoare. Acum vreau să ne oprim doar la semnificația gestului pe care Sfântul Apostol Pavel, și să vedem semnificația pentru noi astăzi. Legată de gestul pe care îl face Sfântul Apostol Pavel, pentru care plătește această grea suferință. Și textul ne spune următorul lucru. Creștinii din Ierusalim nu erau siguri de relația dintre Evanghelie și iudaism. Încă de la începuturile creștinismului, din ziua 50.000, din ziua rusafilor, ce se întâmplă? Creștinii, deși au primit botezul, creștinii deja au primit, au văzut acea putere a lucrării Harului Duhului Sfânt între ei, spuneau că erau nelipsiți de la templu. Mergeau și se închinau la templu. Deși prângeau pâinea, prângeau, aveau Eucharistia acasă, la casele lor, ne spune Fapte, capitolul 2. Și vedem prezenți la templu. Primul șoc apare în momentul în care unul dintre diaconii bisericii este ucis. Avem relatarea cu Sfântul Ștefan, capitolul 7, din Cartea Apostolilor. De ce? Pentru că el i-a acuzat pe evrei că, de fapt, ridicându-se împotriva lui Hristos, ei, de fapt, s-au ridicat împotriva legii lui Dumnezeu. Și ei l-au acuzat pe el că s-a ridicat împotriva poporului, împotriva legii și împotriva templului. Și el este ucis cu pietre. Același lucru se întâmplă, aproape se întâmplă, nu-i așa, și în cazul Sfântului Apostol Pavel. Cu toate acestea, vedem că, de-a lungul cărții Faptelor Apostolilor, creștinii iudei nu s-au putut desprinde încă de ritualurile de la templu. Nu s-au putut desprinde de templu, de rugăciunea de la templu. De aceea și Sfântul Apostol Pavel, în momentul în care se întoarce în Ierusalim, aude din partea ierarhiei bisericii de acolo că ar fi bine și ar fi înțelept să facă acel gest, acel ritual, de a plăti acelor patru credincioși iudei, convertiți, nu-i așa, la Hristos, jertfa lor de nazireat, adică legământul lor care au pus să facă pentru Dumnezeu. Vreau să înțeleg acest lucru, ce se întâmplă, cât de mult permite și de ce permite Dumnezeu acest lucru. De ce? Pentru că dacă citesc epistola către evrei, vă spuneam și la început, acolo avem afirmații foarte dure în privința acestor raportări la ritualurile de la templu. Și noi așa trebuie să ne dăm un răspuns în această privință. Vedem că unii spun că a fost posibil ca Sfântul Apostol Pavel să facă acest gest și să-i se ceară acest gest din partea ierarhiei bisericești din Ierusalim pentru a nu ofensa opinia publică, opinia iudaică. De-a împăcat. La știri se dau tot felul de lucruri neadevărate despre biserică, așa. Și atunci, ca să îi împăcăm pe cei din lume, hai să facem niște
astfel încât lumea să zică, wow, extraordinar. Sunt oameni care nu confundă societatea noastră, sunt oameni pe care putem aplauda, sunt oameni care intră în tiparele noastre. Toate acestea, întrebarea care se ridică este dacă e nevoie de un gest pentru a atenua obiecțiile societății față de creștinism. Patru creștini au făcut un jurământ de naziriat, care era după tiparul Vechiului Testament. Și erau pe punctul de a încheia. Și Apostolul Pavel spunea că le plătește toate cheltuielile pentru jertfa cuvenită încheierii de legământ. De aceea, cei care studiază acest text ridică o întrebare. A făcut oare Sfântul Apostol Pavel un compromis? Sau nu? A încercat oare să impresioneze cu un gest cultic ca să cumpere opinia publică? Sau nu? Ce vedem însă? Vedem rezultatul. Oricât de mult ar fi încercat să impresioneze pe oameni, rezultatul a fost un dezastru. L-au prins, l-au bătut, erau aproape să-l vișeze. Și în loc să predice Evanghelia, spun unii, liber, el a trebuit să propovească în următorii ani Evanghelia prin închisoare. Dacă n-ar fi făcut acel compromis, spun unii care interpretează Scriptura, el ar fi putut să propovească liber. Răspunsul nostru este foarte clar. Și anume că Biserica nu a încercat să imuneze pe cei din societate. Gestul făcut de Sfântul Apostol Pavel și gestul cerut de ierarhia Bisericii de atunci pentru Apostolul Pavel are o altă logică. Nu cea a compromisului. Și anume, problema era cu totul altă. Exact ce ne spune versetul 20 din capitolul 21. Ei spun, mii de iudei s-au convertit. Problema era legată de conștiința acelor iudei creștini. Acum să vedem problema conștiinței. Care este tema noastră, este relația dintre Evanghelie și conștiința omului. Ați auzit apostolul de politică? Dacă ați fost atenți. Dacă cineva vrea să mănânce și are această conștiință, trebuie să fii foarte atent la conștiința lui. Auzi că este promoție. Te uiți în revistele promoție și erau și pe vremea aceea promoții la un loc foarte important din Ierusalim. Și nu așa era pe, pardon, din Corint, da? Acolo era un templu. Și se aducea foarte multă carne, nu așa, animale. Se aduceau animale la templu, erau jertfite și carnea care nu era consumată era dată înapoi pe piață de către templu, la un preț foarte mic. Și nu așa, creștinul care era sărac, creștinul care avea copii mulți, creștinii care se uitau în promoție, ziceau, wow, extraordinar, mă duc acolo și cumpăr. Aici intervine problema conștiinței. Celui care îl vede pe fratele lui în Hristos, că merge la magazin și cumpără acea carne ieftină. Carne care trecuse prin ritualul de jertfă de la templul pădurii. Ai voie să mănânci carne dacă a trecut prin... Dar e mai ieftină. Tu nu te gândești la un monac care-i sărac. Și Sfântul Apostol Pavel știe că nu există zeități, știe că nu există idoli. Pentru el un idol este un nimic. Și are libertate. El poate să mănânce. Dar, spune el, dacă un frate de-al meu în Hristos, pentru care s-a jertfit Hristos, pentru care a murit Hristos, pentru care Hristos și-a dat viața, este frământat cu această problemă, nu voi mânca acea carne niciodată. Pentru că mai importantă este conștiința acelui frate decât de a mânca eu liniștit. Pentru că pentru acel om s-a jertfit Hristos și eu trebuie să am grijă de frământările lui, de conștiința lui. Din Corinte. Și atunci, normal că această problemă a conștiinței, vă dați seama, dacă am fi din poporul israelit, știe că părinții au mers la templu și bunicii tăi și străbunicii tăi și toată lumea. Acolo s-au dus jertfele de iertare. Și dintr-o dată te convertești la Hristos. Mai e voie sau nu mai e voie să mergi? Să te rogi acolo unde s-a rugat. Doar Hristos însuși a spus când a fost dus de părinții lui la 12 ani, oare nu în casa tatălui meu trebuie să fie?
Oare Hristos însuși n-a fost de atâtea ori la templu? De pare. Oare Hristos n-a intrat să curățească templul spunând, strigând că este casa Tatălui Său, să nu facă loc de negoț? Și cu toate acestea, Hristos ca arhiereu n-a slujit niciodată în templul pământesc. Hristos ca arhiereu n-a venit acolo, ca așa. Ci a fost scos, ne spune epistola către evrei, afară de tabără, afară din Ierusalim. Problema teologică care se ridică este dacă mântuirea prin Harul, prin Hristos, prin Harul Mântuitorului, împlinea întreaga prefigurare a legii. Dacă da, mai era nevoie de lege. Mai era nevoie de cumpră. Epistola către Evrei ne spune că nu. Dar vedeți, aici intervine ceva frumos. Mântuitorul când este pe drumul crucii și femeile plâng și vin să își șteargă fața, vă aduceți aminte, Sfânta Veronica. Hristos le spune un lucru. Nu mă plângeți pe mine. Ci plângeți pe fiii voștri. Pentru că piatră pe piatră nu va rămâne din lucrul acesta. Pentru jertfa pe care o aducea înaintea lui Dumnezeu, nu trebuia să plânge. Și Hristos era jertfă. Dar trebuiau să se plângă pe ei. Și într-adevăr, după 40 de ani, Dumnezeu și-a luat mâna de pe Ierusalim. Și templul lui Dumnezeu a fost dermat. Piatră, piatră. Ierusalim, la fel. Și-au venit romanii și-au arat. Și niciodată dar vedeți, Dumnezeu n-a venit din ziua Rusalilor să facă acest lucru. Ci le-a mai dat încă 40 de ani. Încă o vreme. De ce? Pentru că a avut grijă de conștiința lor. A avut grijă să nu-i forțeze, să nu-i oblige, ci le-a dat libertatea, în primul rând, de a înțelege un adevăr foarte mare. Că au nevoie de un timp al pocăinței. Deci era vorba de problema conștiinței iudeilor plin de râvnă pentru lege. Și ce ne spune Sfântul Apostol Pavel tot în Corinteni? Că dacă e vorba să trăiască printre iudei, el alege să trăiască ca un demon. Dacă e vorba de alege să trăiască printre neamuri ca să câștige la Hristos, el preferă să trăiască ca unul dintre neamuri. Dar asta nu înseamnă compromis. Ci înseamnă că le respectă conștiința lor. A respectat conștiința celor patru iudei de a face legea Naziriatului? Spuneți-mi ce s-a întâmplat cu cei patru. Imaginați-vă puțin. Au vrut să trăiască pentru Dumnezeu. Au făcut un legământ pentru Dumnezeu. Și au zis, noi ținem la templu, noi ținem la toți iudeii, noi ținem la legea noastră. Și au mers împreună cu Apostolul Pavel, așa când le-a plătit jertfa, și ce au văzut? Au fost probabil și împinși, au fost călcați în picioare când Sfântul Apostol Pavel, sponsorul lor, a fost bătut. Probabil s-au vindecat. De dorința de a mai face un ritual al legii. Dumnezeu are modalitățile lui de a ne vindeca în problema conștiinței noastre. Ce legătură are acest lucru cu noi? Haideți să le aducem puțin. Vedeți, Dumnezeu n-a scris imediat epistola către evrei. În Ierusalim. Și undeva după dărâmarea templului. Dumnezeu a dat un timp în care conștiința noastră să se liniștească. Toate jertfele de la templu erau prefigurări ale realităților duhovnicești. Atunci ne întrebăm. De ce unii oameni simt nevoia și astăzi
deși au libertate în Hristos, deși se bucură de relația vie cu Hristos, deși se bucură de actul liturgic în care se pot împărtăși cu Hristos, să se întoarcă la lucruri care sunt doar prefigurative. Să se întoarcă la lucruri care nu sunt din creștinism și țin uneori mai mult la ele decât la ceea ce au aici în biserică. Spuneam că epistola către evrei n-a fost scrisă. Și apostolul Pavel s-a întâmplat ceva de atunci. De la cincizecime și până în anul 64, când începe acea încercuire a Ierusalimului, până în anul 70, Dumnezeu a îngăduit în mod deliberat un interval în timpul căruia tranziția de la Ierusalim, de la iudaism la creștinism să se facă treptat, progresiv și să nu fie impusă. De ce a făcut Dumnezeu acest lucru? Ca să le dea o vreme a pocăinței. Ca ei să se trezească. Când lucrurile sunt impuse, când sunt obligatorii, când trebuie, în creștinism nu există, trebuie. Ci există doar iubire. Dacă nu faci un gest din iubire pentru Dumnezeu și dacă faci doar pentru că trebuie, este ca și cum te întoarce la lege. Și asculți de lege pentru că trebuie. Relația vie cu Dumnezeu este altceva. Nu o vezi ca o povară, ci o vezi ca o bucurie. Pentru că o faci pentru Hristos. Postesc, nu pentru că trebuie. Ci postesc de dragul lui Hristos. De ce? Pentru că înțeleg de ce a postit Hristos. Înțeleg bătălia spirituală în care s-a angajat Hristos prin post. El a postit în timpul celor 40 de zile, a fost dus de îngeri ca să fie, spune Evanghelia după Matei, ispitit în pustie. Postul este dedicat acestei bătălii spirituale în care intrăm. Și atunci să nu ne mirăm cu cât ne apropiem de post și dacă vrem să-l facem din iubire față de Hristos, și de a fi una cu Hristos în continuare, umblând cu Hristos, ni se întâmplă tot felul de lucruri, tot felul de ispite, tot felul de provocări ale celor din jurul nostru. Ăsta e rostul postului. Ca să vedem cât de aproape este Dumnezeu cu noi și cât de multe poate face în viața noastră schimbându-se, schimbându-ne. Acest soi de demoni, spune Hristos, nu iese din noi decât cu post. Când trebuie, când cineva stă cu nu iau acum de tine, zice Sfântul Apostol Pavel, nu ești încă Hristos. Te-ai întors înapoi la lege. Când o faci din iubire față de Dumnezeu. Dar vedeți, noi vorbim despre a iubi pe Dumnezeu. Dar iubirea de Dumnezeu trece prin iubirea aproape. Și pe Sfântul Apostol Pavel l-a adus într-o situație în care trebuia să-și dovedească iubirea față de aproapele. Cum? Când a fost călcat în picioare, când a fost bătut, când a fost scuipat, când a fost lovit